Bună, dragi prieteni, și bine v-am reîntâlnit la un motor reparație capitală, un Fiat 450. La acest motor s-a înlocuit cilindrii. Cilindrii sunt de FI100. Linia de arbore este cota exact ca la 45. Reparațiile sunt la fel. Dimensiunile la arbore sunt aceleași la acest model. No, acum s-a montat cu zineții pentru că prima operațiune când se montează motorul trebuie să faci linia de arbore. Uitați, avem cu zineți originali de Fiat. Uitați cum sunt. Ce canal au pentru ungere la palier. Cealaltă pereche este dreaptă. Așa, am montat inelele căci linia de arbore, arborele este la R1. Am montat inelele de rează la R1, să vedem acum, să montăm arborele, să vedem ce joc axial avem. Fără să mai facem alte prelucrări, pentru că inelele la R1, arborele au fost rectificate la R1 și zona unde avem inelele au fost acolo îndreptat puțin, scos la curat. No, să vedem acum. Avem blocul motor pregătit, spalat. Acum trebuie să suflăm cu aer în interior toate uricile unde circulă uleiul. La arbore iarăși trebuie suflat toate orificiile curățat, l-am spalat cu benzină, cu motorină. Și acum urmează să montăm linia de arbore pe blocul motor. Prima fază, montarea arborului motor pe bloc. Aici e problema la pachetul aici, inelele de rează cu zineță. Aici cu zineță de bielă, trebuia numai 3, ne-o trimis 4. Aici, cu zineță de palier, trebuia 4, ne-o trimis numai 3. No, acum să vedem ce facem. No, aici avem cu zinețe. Cu zineț de palier pereche, 1, 2, 3, 4. Semi-inelele cu zineț de rează-mi pe arborile motor, să nu meargă în față și în spate. Și avem 3 perechi de cuzinez pentru bielă. No? Uite aici întreg ansamblu de piese din tractor. Sunt într-o ladă mare. Acum trebuie să le iau pe rând pe fiecare. Uite aici. Uite ce mizerie e pe ele. No? Așa trebuie făcută lună și bec. Cu motorină și cu detergent din ăla pentru grăsimi, pe aragaze, cu Triumf. Aici avem partea de distribuție, capacele trăspalate, apoi o mizerie iau, mai ales pe partea din afară, pământ și lucru slab. Iau. Aici înăuntru e un lei ars, trebuie spalat și ăla. Anile de la distribuție. Nu. Nu-i reparația problema cum e spalatul, că trebuie toate piesele, e necesar să le faci lună și bic.
un montaj nu se poate executa cu piesă murdară. Trebuie degresate și spalate. Epuratorul de gaze a fost înfundat cu un lei. Am dat foc, altfel n-aveam cum să-l mai desfund. Uite aici, 80% din tractor, eu de aici, în jos, vezi-l? Eu. Nu, no, uite la aici. No, și acum, îi dăm. Dăm cu spalatul. Până când le facem lună și bec și pe urmă când aducem blocul ne apucăm de montat. No, ia de cum au reușit din prima spalare cu triumf, ui acolo zici că noi. Aici rămâne cea mai multă mizerie, o căneală de la un lei pe capacele astea, prin alveolele astea. Ne se spală foarte greu. Am montat arborile pe bloc. Am montat tinelele pe palier, pe bloc și acum am pus ceasul să vedem 4-5 sutimi, maxim. Este un joc bun. Arborele rectificat la R1, puzinețe la R1 plus tinele de rează iară la R1. La ăsta nu trebuie să mai prelucrez nimic. Sunt potrivit exact. Am reușit să strângem capacele la paliere, șuruburile, cu o strângere de 137-140 Nm. Și acum să verificăm jocul axial, pentru că am strâns palierul și la 3. No, să vedem. Uite, 4 sutimi. Aici la 0, la 90, e o zecime și el e aproape la 5. Deci avem 5 sutimi, maxim 5 sutimi joc axial. După strângerea linii de arbore, trebuie verificat rotirea, uite cum se rotește cu mâna. Avem cuzinit original de fiat, foarte bine s-a păsălit. Uite, aici se văd inelele de rează, uite-l dincolo. Trebuie rotit și văzut să n-aibă zgomot, să nu strângă și să nu se audă bătăi, să lovească undeva arborile. Nu poți merge mai departe până nu faci o verificare. Deci, până în faza asta, totul este perfect. Următoarea componentă din setul motor care trebuie montat este setul de pistoane segment. Uite, aici avem pistoanele cu segmenții Fiat 190, 91, 72, via 100 mm, standard, un cilindru set. Un piston, segment și cilindru. No. Aici segmenții și pistoanele. Uite, ăsta e pistonul cu bolțul, el cu tot. Acum să vedem, să montăm bielele în pistoane. Următorul pas este verificarea segmenților în cilindri. Am băgat
segmentul de compresie, segmentul numărul 2, și avem 0,25. Trebuie 0,304. Unu. Doi. Trei. Patru. Setul motor, uite aici băgat, 9 pistoane, segment cilindri, cota 0. Acum, montate baie, distribuție, pompă de apă, capac distribuție. Trebuie să montez pompa de injecție, electromotorul, chiuloasa, volanta, ambreiajul. Uite, la aici ai gata, pornește, nu, fii atent aici. La relantiu. Auzit?